Clădirea cinematografului Porțile de Fier este la ora actuală în administrarea Radefului. Acest lucru după ce, cu ceva timp în urmă, această clădire a fost o scurtă perioadă de timp și în administrarea primăriei severinene. Radeful este și cel care este responsabil pentru halul de degradare în care a ajuns acest imobil. Sistematic, municipalitatea, pentru a forța mâna Radefului să recondiționeze și să reabiliteze această clădire, aplică amenzi. Însă, după cum se vede și în imagini, nimic nu se întâmplă. Ultima amendă aplicată de poliția locală regiei de distribuție a filmelor a fost de 1000 de lei. Degeaba însă, căci sancțiunile nu sunt plătite, iar clădirea rămâne pe mai departe abandonată. O soluție ar fi o propunere venită din partea Asociației Municipiilor din țară. Aceasta prevede supraimpozitarea clădirilor aflate într-o stare avansată de degradare. Astfel, dacă Radef nu va plăti impozitul, clădirea ar putea intra în patrimoniul municipalității. Într-o țară normală nu ar exista așa ceva. Chiar ne-am mirat de ce nu mai avem și noi un cinematograf în oraș. Primăria nu se ocupă nimeni. Foarte rău a ajuns cinematograful. Celălalt a dispărut de tot, s-a făcut restaurant și restul, noi ce să mai facem? Atunci când rulau filme foarte bune, era nenorocire, era aglomerație, așa, se dădeau bilete prin sindicat, atunci sindicatul era ce era, toate spectacolele bune erau, ce să mai zic, foarte, foarte solicitate. E adevărat că nu era o emisiune la televizor, oamenii își ocupau timpul cu alte activități, mult mai bune, mai recomandate și pentru copii, cititul, cinematograful, teatru. Nu prea văd dacă mai sunt, vezi, și spectatorii, vezi, te mai gândești și la amploarea care a luat-o televiziunea. Acasă ai acum toate filmele, vezi. E mai greu să găsești să vină cineva la un film acum. Trebuie să aducă numai filme bune, știi? Care, așa cum vin la Patria, în București. Arată jalnic, deci nu se mai face absolut nimic. Era frumos dacă era un cinematograf, venea oricine, mai privea câte un film, mai stăteau liniștiți. Acum, dacă s-a întâmplat, nu se mai... Aceasta este. O altă explicație poate fi și situația de la Regia Autonomă pentru Distribuția și Exploatarea Filmului. Instituția care are misiunea să gestioneze cinematografele din România traversează o perioadă incertă. În acest moment are doi directori, dintre care unul trimis în judecată pentru corupție, un consiliu de administrație care nu ia decizii din lipsă de cvorum și datorii imense la bugetul de stat.